dar vă deranjăm cu o bucurie, zicem noi. Eu mă numesc Valentin Bărănescu, sunt directorul de la Mesagerul de Neamț și întâmplător director la Nou Ziar, pentru care ne-am adunat aici cu munților. Aici este pricinatul din cauza căruia s-a întâmplat totul, domnul profesor Daniel Diaconu. Ce să vă spun? E un prilej de bucurie că putem face un ziar care să se adreseze unei zone speciale din județul Neamț și nu numai. E o bucurie că v-ați adunat alături de noi aici. Sperăm să încăpem cu toții, chiar dacă mai vin, ne mai strângem, mai vedem cum facem. Eu nu vreau să vorbesc foarte mult, că nu sunt obișnuit să vorbesc în public. Vreau doar să vă spun că acest ziar va trăi numai dacă toată comunitatea va fi alături de el. Este un ziar în care vrem să prezentăm lucrurile frumoase, bune, ce a fost în trecut, ce este în prezent. I-aș invita pe toți din zonă să nu fie modești și când au ceva de prezentat să spună, și mă refer în primul rând aici la cei din școli, se fac lucruri deosebite și de obicei nu se spun lucrurile astea cât ar trebui să spună. Pentru cei din administrație, care și ei fac lucruri deosebite, câteodată foarte bune, câteodată bune, și nici ei nu spun întotdeauna tot ce trebuie. Oameni, dacă cunoașteți oameni deosebiți, întotdeauna adresați-vă celor la redacție și o să vedeți că lucrurile vor merge foarte bine. Nu este un ziar scris de profesioniști. Este un ziar scris de oameni care în viața de zi cu zi fac altceva. Noi, de la Mesager, am asigurat un suport tehnic. În rest, n-am avut niciun fel de altă contribuție. De aceea, eu mă retrag și îl las pe domnul Daniel să vă spună ce are de spus. Numai bine! Mulțumesc pentru prezență. Este o adunare românească deosebită. Asta a fost scopul nostru. Nu neapărat să lansăm o revistă. Ne-am dorit să ne întâlnim cât mai mulți români și ideea a fost să trecem cumva peste granița asta nefirească de la Cumpăna Munților și avem alături de noi și reprezentanța a comunelor din Harghita, Turgeș sau Corul, partea vechiului ținut al Neamțului. Ne dorim să-i aducem aproape și pe cei de la Broșteni, deja avem niște tatonări. De asemenea, alte localități ni se vor alătura. Pe lângă cuvintele care ne dorim să fie nu foarte multe, o să încercăm să avem cât mai multă muzică, poezie. Avem invitați grupul, eu cred, de pe Valea Picazului, care ne ajută și la realizarea ziarului. Domnul Gheorghe Filip, care vine din Harghita, prezentatorul festivalului Haiducilor, l-ați urmărit, l-ați văzut astăvară, a revenit alături de noi, înseamnă că îi place. Domnul Cătălin Popoveș de la Grințieș ne va încânta cu un program artistic. De asemenea, George Sărbuceanu, dânsul cunoscut, o adevărată vedetă cu legături deosebite în zona noastră. Important că la realizarea acestei reviste sunt foarte multe cadre didactice, adevărat, dar pe lângă aceasta avem un grup mare de bibliotecari, avem mici funcționari, întreprinzători, pensionari, preoți. Așteptăm de asemenea pe toți cei care consideră că au ceva de spus să fie alături de noi. Mă întreba o doamnă de la Bicaz mai devreme dacă o vecină de-a ei ar putea să scrie ceva. Cu drag să ajungă la noi tot ce este frumos, o să își facă loc în revista noastră. Articolele sunt mici și diverse ca să cuprindem pe cât mai mulți autori. De asemenea, ne-am dorit un lucru, prima cerință pe care am avut-o, am zis fără politică și fără polemică. Să prezentăm, dacă se poate, cât mai multe din cele frumoase de pe la noi. Și credeți-mă că sunt o grămadă. Director de școli a participat o doamnă nouă, am reușit să o recrutăm acum de la Tungăraț, de la Broșteni o să se alăture. Doamna director
Da, deși suntem în legătură chiar strânsă, să zicem așa. Cam atât am avut eu de spus. Toți cei care au ceva de spus și astăzi, așteptăm. Microfonul este deschis. Da, dar înainte facem o premieră. Da. Ziarul își propune ca în fiecare lună să premieze o persoană pentru activitatea deosebită a lui din zonă. De data aceasta premiem un pensionar. Un tânăr pensionar, nu știu exact cum îl cheamă, mă uit mai atent aici, domnul Marius Mihai Coșerariu, dacă nu este. Este un premiu pentru care a reușit să iasă la pensie atât de tânăr. Deci ăsta era scop pentru care da. De asta este diploma dumneavoastră. Și pentru că o să cântați astăzi cu grupul, să aveți pentru tot grupul. Vă dorim cele bune și așteptăm propuneri pentru numerele viitoare. Chiar vă rugăm să transmiteți propuneri. Mulțumim, domnul Marius, și mai trebuie să spun ceva obligatoriu, că după aia uit. Mulțumim tuturor celor care ne-au ajutat ca să putem fi astăzi aici. Nu dau nume, se știu, dar suntem profund recunoscători. Ca să știți. Și eu îi aplaud pe toți. Mulțumesc. Bună ziua și bine ați venit. Bine să ne simțim bine în această atmosferă. Cernat mă numesc Ioan, sunt președintele Galcea Clău, Văcar. Nu-mi e rușine, am terminat școala tehnică de aviație, nu e nicio problemă. În primul rând mulțumim domnul Daniel pentru ideea avută. De fapt, noi de vreo jumătate de an cochetăm și căutăm prin următorul program PNS, PNR, să facem o editură în zona noastră de. Am găsit formă, avem acum, dacă la nivel egal s-ar putea să ne extindem Turne și Corbu, suntem de zonație. Nu știu dacă a ajuns de la Bicaschi domnul cineva, a vorbit cu domnul Oniga. Nu. Schimb Bicaz Ardeal prin domnul primar Bârsan. Bistrița, am mers până la Alexandru cel Bun, fiindcă suntem pe același curs, domnul primar Rotaru. Încă o dată, Tulghe și Corbu este aici, doamna director la Pângăraț, doamna director care trebuie oameni de cultură și oameni de acțiune și oameni potenți și financiar să sprijinim acest ziar și să reușim să-l aducem de două ori pe lună. Sunt atâtea lucruri bune care s-au făcut în zonă și nu se văd, vedem numai tot ce e rău, tot ce e rău, tot ce e rău. Nu e bine. Avem o cultura noastră, avem tot ce ne trebuie să promovăm această vară. Printre altele, lipsit de modestie, de două săptămâni am fost ales în Consiliul Național al Muntelui. Asta nu înseamnă să știu, nici salar în plus, nici în schimb timp, mașină, motorină, bani, dar care e avantajul orice s-ar legislativ, orice hotărâre s-ar lua la nivel de guvern, va avea nevoie de Consiliul Național al Muntelui. E consultativ, important că l-ai, poți să iei măsuri, poți să întâmpini dacă e ceva în neregulă cu zona de munte. Pe care profesorul Radu Rei, Valeriu Tabără, domnul Gâțan, Agape, suntem vreo 6 în România. Încă o dată, mulțumim lui Daniel, mulțumim la toți cei care ați participat și să știți că în fiecare comunitate există câte ceva cât de mic și care ar trebui pus în valoare. Să-l arătăm că suntem altfel. Că dacă ne uităm pe sticlă, o e raznă. De dimineață până seara numai rău. Nu se poate. Haideți să arătăm ce putem face în zonă. Vă mulțumesc!
Dacă dintre invitații este cineva care are de spus ceva mai frumos, cu drag, când vreți, când considerați că este o oportunitate. Haideți! Suntem la bătere! Nu lui mai am înțeles că am 3 minute, sărbările, doamnelor, domnișoarelor, să trăiesc, domnilor. Acum vreo câțiva ani, mulți, din tinerețea mea, răzbătuse pe aceste plaiuri ale muntelui, pe Valea Bistriței, ale a Bistricioarei, un eco a munților. Așa se chema acel ziar. Din prostie, nu știu, m-am privilegiul de a colabora cu Blace Ziar, timp de vreun an și o plună. Îmi aduc aminte că acest ziar, când a apărut pe Valea Muntelui, care avea subiecte legate de noi, de cei care trăim aici, de ocupațiile noastre, de ceea ce facem, a avut într-adevăr un eco. Să nu vă spun că în Grințieș, eram și distribuitor, se vindeau 200, chiar 300 de exemplare, ceea ce însemna mult și mai ales că ziarul apărea în fiecare săptămână. Acest ziar a devenit un mesaj, mi se pare, nu un mesager, nu știu cum se mai cheamă acum, dar când am auzit că va pătrunde un alt eco, mult mai puternic și care va cuprinde o arie largă, m-am bucurat. Și am spus că dacă voi putea să fac ceva, voi face. Și mă uit în jur la dumneavoastră, pe mulți vă cunosc și știu că sunteți în stare să facem ca acest eco să fie cât mai prelung, să dăinuiască și să se răsfrângă și în alte zone ale României, mari, unite și libere. Mulțumesc tare mult! După discursul domnului învățător avem câteva punctări. De data asta nu din prostie o să colaborați cu noi. Ecoul este mai puternic, poate și datorită faptului că am mai tăiat niște păduri într-un timp. Poate asta este problema. Domnul învățător scrie mai frumos decât vorbește, de-aia vă invit să citiți articolele de subvenire listă, sunt excelente. Aș vrea pe aceeași linie să-l invit pe domnul George Filip, cu care s-au ciorovăit domnul Ilie Fundul Grințieșului. Poți să aibă un dialog artistic și aici, fără nicio problemă. Vă rog, domnul Filip. Și eu vă rog să serviți. Mă rog eu, că de asta ne-am adunat. Cât mai vorbești, mai beți un pahar, mai un pahar de suc, de apă. Haideți. Bună vremea, bine ne-am găsit. Eu mă bucur din toată inima că sunt cu dumneavoastră. De altfel, eu mă bucur atunci când sunt cu oamenii. Când sunt singur, sunt deprimat, am o stare de angoasă, de neliniști. Însă, atunci când sunt împreună cu oamenii, mă simt în elementul meu. Sunt foarte, foarte bucuros că se întâmplă aici, în această comunitate, care, după cum observ, adună mai multe comunități, lucruri importante. Și este cu adevărat important nașterea unei reviste. Într-o vreme în care toate mor, în care toate sucombă, dumneavoastră v-a trebuit foarte mult curaj, domnule profesor, echipei întregi, i-a trebuit mult curaj să scoată la lumină o revistă care
mai întâi trebuie să aibă voce, într-adevăr, și abia apoi, cum întărea și domnul învățător, să aibă și ecou. Ecoul acesta se face auzit și este cu adevărat prelung dacă vocea are consistență, dacă vocea are ce trebuie acolo, o esență curată, pură și nu poate fi altfel dacă mă gândesc la cine a creat, cine emite această voce. Și vă felicit, vă doresc putere, curaj se vede că ați avut, după cum spuneam. Ce să vă spun? Eu pot să vă spun multe. Vedeți că am venit cu teme pentru acasă scrise, pentru că eu am spus de nenumărate ori că îmi repugnă să fiu undeva unde să fi fost, să fi ajuns cu tema mea făcută, de aceea îmi fac temele din timp. Pe de altă parte, eu însumi sunt o temă pentru acasă, dăruită acestui popor, alături de Marius Coșeraiu și de mulți alți prieteni, alături de care împreună ei, împreună e un cuvânt frumos acesta, împreună. Mergem pe drumurile patriei și căutăm românii noștri, pentru că adesea am întrebat unde sunteți românii mei. De multe ori îi descoperim foarte greu și, din nefericire, nu că sunt din ce în ce mai puțin, ei sunt acolo, doar că arele nu mai ies așa de puternic la lumină. A trecut Ziua Națională României și constatăm, știți bine cu toții, că această zi națională este declamată, este stricată. Când uneori dragostea din țară e suficient să fie soptită, nici soție, nici spui, trebuie să... Că îi spui așa, se întoarce frutica ei spre tine. Îi spui morcum, agare, tihnit, în armonie, cu pace, cu liniște. Iată, de exemplu, o declarație de dragoste. Ce îmi dai pe aici? Fiți aici? Așa. O declarație de dragoste pe care o face Marius României, da. Îngenunchez la umbra unui vis. Să-mi plâng durerea dorului de țară. Și mă gândesc la timpul care zboară ce rătăcește în vânt către abis. Și plouă cu frânturi de suferință. Nici nu mai cred în făți frumoși sau zmei. Sunt plin de răni, misanii tot mai grei. Mă zvârcolesc pierdut în neputință. Și trupul meu se sfarmă ca o piatră strivită de atâta ură și blestem. În nopți pustii pe Dumnezeul chem și ard precum jăratecul pe vatră. Părerile de rău mă răscolesc când norii plâng pe cerul țării mele. Din ochii mei cei triști curg lacrimi grele. Of, Maică Românie, te iubesc! Dintr-un fel de dragoste sunt și eu aici. Îi mulțumesc lui Marius, îi mulțumesc domnului profesor Diaconu, le mulțumesc organizatorilor, vă mulțumesc tuturor care ați făcut eforturi. Marius, trebuie să citesc ce mi-ai dat sau mi-ai dat doar așa să o iau cu mine acasă? Nu, cred că trebuie să citesc. Ilinca este elevă în clasa 8-a la școala Grigore Ungureanu din Ceahlău. A început să cânte la chitară la vârsta de 7 ani alături de George Sărluceanu. La 11 ani a terminat Școala Populară de Arte Carmen Seculare, Piatra Neamț, secția chitară. Laureată în numeroase festivaluri naționale, astăzi va cânta puțin pentru a-și lăsa prietenii veniți mai de departe să cânte mai mult. Generoasă! Ilinca, unde ești? Marius m-a lăsat cu textul și acum am rămas cu textul, dar fără Ilinca? Și pentru că este decembrie, da, te uită cum e decembrie, Nicole Paltis. Te uită cum ninge decembrie, spre geamuri iubito privește, mai spune să aducă îngerate și focul s-aud cum trosnește și mâna fotoliul spre sobă la hornă se scul vigilia sau zile mele tot una ar vrea să ne învăț sinfonia. Mm-hmm.
Să dea acestor triști copii întreagă datoria noastră. Dar haideți să ne hotărâm ca la această sărbătoare să vină de pe acest tărâm un Moș Crăciun la fiecare. Și eu, și tu, și el, și ea, sub viscolirile celeste, la noapte ne vom transforma în Moș Crăciunii din poveste. Și să avem în minți mereu că, peste orice păcate, un moș e însuși Dumnezeu ce ne învață acestea toate. Hei, omule cu suflet bun, frumos e rostul ce-ți revine, să fii și tu un Moș Crăciun al celor mai săraci ca tine. Și nimic nu e întâmplător, să știți, dacă alegem să fim un Moș Crăciun sau nu, dar de data aceasta am ales bine poezia, fiindcă doamna profesoară Dumitrina Erhan și Cătălin Popovici vor colinda, vor veni cu Ane Colinda. Thank you.
soarele n-om început, în cântăt tăcut. E marea naștere iară, când îngeri spre oameni coboară. E marele n-om început, lupii lângă noi ne vândesc. Care câte un bucium, unul la picioare și unul pe șele, dar nu dat de celălalt, ci ținut de el însuși fiecare. Iată-i. Și ei nu doar imagine sunt, ci și sunet, după cum putem asculta în continuare. Haideți să auzim sunetul buciumului! Baby.
sărbătorile, nu? Cu ziarul pe genunchi și cu proaptele căzute, să-mi răsară moartea-n trun și pe ochi să mă sărute. Cei bătrâni să fie vii, pacea lumii fie dată, eu copil. Ștefane și vezi-ți fiii că vremea și astăzi e grea. Unde Maria s-a doarme,
măria ta. Înconjurându-ți mormântul, Ștefan, Ștefan cel Mare, reînviază o clipă, că ți-am adus închinare. Tot ce-ai visat o să fie, precum lăsatul e slova, casă a dacilor liberi, este și viva Moldova. Ridică-te, Ștefane, și vezi-ți fi, că vremea și astăzi e grea. Credință vezi că patriei noastre jurăm măria ta. Ridică-te, Ștefane, ridică-te, Ștefane, și vezi-ți fi, că vremea și astăzi e grea. Credință vezi că patriei noastre jurăm măria ta. Suntem aici toți plăieșii, iar un poet mai în gână, tragic din clopotul putnei, tainica boină română. Cu înnoită putere, neamul întreg să presară, ridică-te, Ștefane, și vezi-ți fii, că vremea și astăzi e grea. Credință vezi că patriei noastre jurăm măria ta. Ridică-te, Ștefane, și vezi-ți fii, că vremea și astăzi e grea. Credință vezi că patriei noastre jurăm măria ta. Doamne, jurăm lângă cripta care în piatră te leagă, că vom păstra de veacuri patria noastră întreagă. Luați-vă-n brațe, copii! Luați-vă-n brațe, copii! Dați-ne sfânta poveste! Dați-ne sfânta poveste! Ridică-te, Ștefane, și vezi-ți fi, că vremea și astăzi e grea. Credință vezi că patriei noastre jurăm măria ta. Ridică-te, Ștefane, și vezi-ți fi, că vremea și astăzi e grea. Credință vezi că patriei noastre jurăm măria ta. Expirat băiatul ăsta, iată că cântă, face treaba. Și da, face treaba voi. Un cântec frumos. Mai insist o dată să cântăm împreună. Sigur o să vă placă. Mai la dreapta un pic. Vedeți că eu am venit, am o întreagă echipă, inclusiv ventilator am cu mine. Eu sunt tamponator, nu ventilator, da? Am zis că te-am tamponat. Domnul Daniel, dacă mai aveți ceva tărie, dați-le la oamenii ăștia. Nu duceți acasă. Seara asta minunată le ruinăm. Dar ligura arsă și lisochi în lacrimi. Dar ligura arsă și lisochi în lacrimi le ruinăm. Prea degeaba sânge, prea degeaba pat. Prea degeaba sânge, prea degeaba
se cuvine să-i poftiți la masă. Să vă apuce frica, mută-i întrebarea, ce răsună? Mută-i întrebarea, ce răsună? Lerule, degeaba, ce-ați făcut din țară?
să vin moșcăciune. Și bolnav și bătrân și nepoți, așteptând cu speranță o minune, căci Iisus s-a născut pentru toți. Sărbătorile vin cu colinde, pe la case cu oameni cu bani. Moș Crăciune, te rog, nu te vinde, nu uita de copii sărbani. Colindă pentru ziua de mâine, împreună cu Luminos, pentru pace, iubire și pâine, pentru oameni și viață în Hristos. Colindă pentru ziua de mâine, împreună cu Luminos, pentru pace, iubire și pâine, pentru oameni și viață în Hristos. Chiar de afară e viscol și cer, îi pun Moș Crăciun și ne învață să se naște și noi neruide. Sărbătorile vin cu lumină, sacul tău Moș Crăciun este plin cu iubire și pace divină. S-a născut Duhul Sfânt plinului. Iar n-a iat-o-ntrat, cântă-n
suntem iarăși copii și primim spre trecut cu zăpada topită pe cele. Moș Crăciunul uitat, de ce nici ne-am dat, îl zărim venim prin troiene. Suntem iarăși copii și primim spre trecut cu zăpada topită. Thank you.
Era un colin frumos, nu știu dacă o să-mi iese așa. Dai motrimis, mama, la capre, motrimis, mama, la capre. Ia auzi, asta le știi, asta le știți, asta e bine. Mărul idorului bun, bai iar, bai flor, bai titir, lai, dai, dai, hop, bai, hop, țâr, țâr, țâr. Dar numai cu bota m-am dus, numai cu bota m-am dus. Mărului dorului bun, bai ar, bai flor, bai tir-tir, lai, dai, dai, hop, bai, hop, țăr, țăr, țăr. Câte voi avem acolo? Mare sărbătoare, flor de măr și linuri din.
zic că să încheiem și dacă toți suntem, nu? Sau vreți mai, nu știu, eu zic să încheiem părerea mea și să încheiem așa cum ieșa de frumos românului, nu? Pentru că tot inaugurăm un ziar sau deschidem un ziar, să-i spunem așa, să-i urăm la mulți ani acestui ziar, acestei reviste, nu? Mulțumim pentru invitație. Sigur, probabil nu o să ne mai întâlnim până în sărbătorile de iarnă. Vă doresc sărbători cu bine, pace și liniște. Să dea Dumnezeu să ne revedem cu drag la celelalte evenimente. Thank you.
Mândruță măi,
Răsunau mori și vâlcea,